Puțin peste 100 de locuri de muncă vacante au fost comunicate de agenții economici din județ către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT la începutul acestui an. Dintre acestea, pentru persoanele cu studii superioare, sunt doar două locuri vacante locurile de muncă vacante comunicate de agenții economici din județ către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă olt, sunt în număr de 131. Dintre acestea, pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile două locuri de muncă vacante, 16 sunt pentru persoanele cu studii liceale și postliceale, iar 113 pentru muncitori. Din cele 131 de locuri de muncă vacante, 5 sunt disponibile în construcții, 102 în industria prelucrătoare, 13 în servicii și 11 în comerț. Cele mai multe locuri de muncă vacante sunt disponibile pentru zona Slatina, respectiv 129. Cele mai căutate meserii sunt cele de asistent medical generalist, consilier, recepționer marfă, lucrător comercial, vânzător, brutar sau agent de securitate. De asemenea, agenții economici din județ caută să angajeze sudori, lăcătuși mecanici, electricieni în construcții, șoferi autocamion sau mașini de mare tonaj, precum și confecționeri, asamblori, articole din textile sau muncitori necalificați.